Mi-e plin stomacul. Trebuie să beau. Oh, este plin stomacul. Vai, de-aș putea împărți cu ea această senzație fericită. Un tânăr bărbat străin. Și ce păr frumos are. Exact ca al meu. Oare o să spune și ea că sunt morcoveață? Te salut, ființă congenială. Sluga dumneavoastră, frumosule domn. Mi se pare că sunt frumos. Este prima dintre toate. Eu sunt ultima de pe aici. Păzitoarea de gâște, sărmana Salome. Sărmană? Îmi pare rău pentru tine, grijulie, educatoarea tinerilor gâște. Vai, ce frumos vorbiți. Cine vă e tata? El este în prezent un defunct, profesor. Ce frumos! Vai, și doamna dumneavoastră mama? A fost, înainte de moartea ei, pentru mult timp venerabila soție a soțului ei. Vai, ce frumos! Totul îi se pare frumos, doamne, pot îndruga verzi și uscate. Și care e voie numele de botez? Mă numesc Titus. Vai, ce nume frumos! Mi se potrivește numai unui bărbat cu cap. Vai, și rude în viață n-aveți nici măcar una? Ba da, un domn văr, dar nu face nimic pentru mine. Poate n-are nimic. Dar i-ați făcut ceva de nu vă agrează? Foarte multe i-am făcut. L-am atins acolo unde îl doare mai tare. Ochiul este cea mai delicată parte a omului, iar eu îi rănesc ochii de fiecare dată când mă vede că nu poate suporta părul roșcat. Vai, ce om respingător! Da, deduce din frizura mea că am un caracter fals, ficlean, da, așa că din cauza acestei concluzii și-a zăvorit și inima și sufletul. Fără prietenie, fără dragoste și fără bani, anturajul mi-a devenit insuportabil. M-am descotorosit de toate relațiile, iar acum stau aici liber și în coatele goale. De-aș avea o manta de provizii care să mă protejeze de furtuna grijilor alimentare. Despre pâine e vorba? Păi, domnule, dacă vreți să munciți, eu vă pot sfătui. Fratele meu e iodrăr la brutărie și brutarul caută o slugă. Fratele meu e ucenic acolo. Da, și el a încropit această pâine? Aș vrea să văd cât de departe a ajuns fratele tău în studiul științei pâinii. Păi, cum stați-o? Dar nu cred că o să fie pe gustul dumneavoastră. Este... Gâștelor mele le place. Bine, dar dobitoacele n-au minte. Ce înțepătură și mie îmi place. E rea, așa-i? Nu vreau să-l condamn pe fratele tău în clipă. Pentru a putea evalua o operă, trebuie să pătrundem până în profunzime. Pâinea? Așa, voi testa, da, și îți voi comunica părerea mea periodic. Deci mai stați o vreme pe aici, nu? E bine să n-ai mândrie când nu mai ai nimic. Dar poate vă primește vârtarul. Ia uitați acolo! Ia! Trăsura! În calul aleargă spre apă sfinte! O să piară cu toții! Mi-e plin stomacul. Trebuie să beau. Este plin stomacul. Vai, de-aș putea împărți cu ea această senzație fericită. Un tânăr bărbat străin. Și ce păr frumos are. E exact al meu. Sunt curios dacă o să spune și ea morcoveață. Te salut, ființă congenială. Sluga dumneavoastră, frumosule domn. Se pare că sunt frumos. Este prima dintre toate. Nu, eu sunt ultima de pe aici. Știți, eu sunt păzitoarea de gâște, sărmana Salome. Sărmană? Îmi pare rău pentru tine. Julie, educatoarea tânărelor gâște. Vai, ce frumos vorbiți. Cine vă e tată? El este în prezent un defunct, profesor. Vai, ce frumos. Și doamna dumneavoastră mamă?
A fost, înainte de moartea ei, pentru mult timp, venerabila soție a soțului ei. Foai, ce frumos! Totul îi se pare frumos! Pot adruga verzi și uscate! Și care vă e numele? O măcar cel de botez. Mă numesc Titus! Vai, ce nume frumos! Da, îi se potrivește numai unui bărbat cu cap. Și rude în viață nu aveți nici măcar una? Ba da, un domn văr, dar nu face nimic pentru mine. Poate că n-are nimic. Dar ce, i-ați făcut ceva de nu vă agrează? Foarte multe i-am făcut. L-am atins acolo unde îl doare cel mai tare. Ochiul este cea mai delicată parte a omului. Iar eu îi rănesc ochii de fiecare dată când mă vede, căci nu-mi poate suporta părul roșcat. Ce om respingător! Da, deduce din frizura mea că am un caracter fals, viclean, și datorită acestei concluzii și-a zăvorât și inima și sufletul. Așa că, fără bani, fără dragoste, fără prietenie, anturajul mi-a devenit insuportabil. M-am descotorosit de toate relațiile, iar acum stau aici, liber și în coatele goale. De-aș avea o manta de provizii să mă protejeze de furtuna grijilor alimentare. Deci despre o pâine e vorba? Păi dacă vreți să munciți, eu vă pot sfătui. Fratele meu e iodler la brutărie și brutarul caută o slugă. El e ucenic acolo. El a încropit această pâine? Mm-hmm. Aș vrea să văd cât de departe a ajuns fratele tău în studiul științei pâine. Păi nu, gustați-o. Dar știți, nu cred că o să fie pe placul dumneavoastră. Este... Gâștelor mele le place, știți, dar... Na, bine, dobitoacele n-au minte. Accent se potură și mie îmi place. Cum e, așa-i că e rea? Nu vreau să-l condamn pe fratele tău în pripă, adică pentru a evalua o operă trebuie pătruns până în profunzime, nu? Pâinea? Voi testa. Da, voi testa și vă voi comunica periodic părerea mea. Aha, deci mai stați o vreme pe aici, pe la noi. Mm-hmm. Bine, e bine să lași mândria la o parte atunci când n-ai nimic. Și poate că vă primește brutarul la brutărie. Ia uitați-vă acolo! Trăsura, calul leargă spre apă, sfinte! O să piară cu toții! Haide!